De mine, el se uita de jur în prejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Isus i-a zis, Fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorbea el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, Fica ta a murit pentru ce mai super pe învățătorul. Dar Isus, fără să țină seama de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Isus a văzut o zarvă și pe unii care plângeau și se tânguiau mult. A intrat înăuntru și le-a zis, pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ce doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce i-a scos afară pe toți, a luat cu el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și a zis, Talita cumi, care tălmăcit înseamnă fetițo, scoală te îți zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. I-au rămas încremeniți. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis, să dea de mâncare fetiței. Amin. Aș vrea să plecăm capitele pentru rugăciune. Tatăl meu, ceresc, binecuvântat și minunat, în numele Domnului Iisus Hristos, venim și de data aceasta înaintea Ta. Și te rugăm, Doamne, să ai milă de noi. Te rog să ai milă de robul Tău, Doamne. Te rog să-mi dai un cuvânt, Doamne, din cuvântul Tău. Te rog să lași, Doamne, ungerea Duhului Sfânt să se coboare peste mine. Doamne, dar te rog, lasă ungerea să se coboare peste întreaga adunare. Doamne, sunt multe cauze, sunt multe probleme și avem nevoie, Doamne, de atingerea Ta. De aceea te rog, Doamne, fă prezența prin Duhul Sfânt în continuare. Te rog, Doamne, ia lucrarea în mâna Ta. Lucrarea e a Ta, Părinte, nu e a mea, Doamne, e lucrarea a Ta, Doamne. De aceea, Doamne, ca și un rob netrebnic stau înaintea Ta și te rog, Doamne, vorbește Tu, Doamne. Mă rog, Doamne, atingeți vasele Tale de cinste, Doamne. Mă rog, atinge, Doamne, și cheamă la sfat prorocii Tăi și văzătorii Tăi. Mă rog, Doamne, să atingi pe cei ce se vor ruga pentru bolnavi, Doamne atinge mâinile lor, Doamne, și mă rog, Doamne, lasă ca darurile Duhului Sfânt să se manifeste în această zi, Doamne. N-am venit, Doamne, să ne scoatem pe noi în evidență, ci am venit ca numele Tău să fie binecuvântat în veci. Aleluia! Te rog, Doamne, lasă sângele Tău ca protecție peste noi, Doamne. Cerem, Doamne, protecția Ta divină, Doamne, și în numele Tău, Doamne, orice Duh al diavolului să fie mustrat și alungat în adânc. În numele Lui Iisus Hristos, Doamne. Cerem, Doamne, Duhul Sfânt să se manifeste între noi, Doamne. Nu puterea omenească, ci Duhul Tău, Doamne. Aleluia! Aleluia. Aleluia, mărit să fie numai numele Tău, Doamne. Te rog, Doamne, lucrează Tu, Doamne. Lucrează Tu și mișcă inimile noastre, Doamne. Mă rog, Doamne, dacă au venit oameni bolnavi aici, să plece acasă vindecați în numele Tău, Doamne. Nu în puterile noastre să vindecarea, ci în puterea Ta de la calvar, Doamne. În sângele Tău, rănile Tale, Doamne. Mă rog, Doamne, acoperă ne Doamne, cu sângele Tău, Doamne. Și îți mulțumim că vei lucra, Doamne. Ne zberim înaintea Ta și te binecuvântăm, Tată, Fiule și Duhule Sfinte în veci. Amin. Amin. Mai vi să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, întâi de toate, aș vrea să spunem din toată inima că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Isus Hristos și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Mă bucur că în această, după masă, în această seară, prin Harul Domnului, am ajuns la dumneavoastră, pentru prima dată în biserica dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Luigi pentru invitație, mulțumesc fraților din conducere, Însă am venit cu dorință sinceră să stăm în prezența lui Dumnezeu. Vă aducem salutări de la Biserica Tabor din Riverside, unde prihărul Domnului slujim împreună cu Darius și ceilalți frați din Corpul Pastoral, frații care Biserica știu de venirea noastră, au stat în rugăciune pentru noi. Ei vă transmit salutări sfinte din partea Domnului și aș vrea ca și în această seară. Duhul Domnului să se coboare peste fiecare din noi. Vrem toată slava să o dăm Domnului și de aceea în momentele care stăm la dispoziția Domnului, aș vrea să vă rugați pentru mine ca Domnul să vorbească El. Cei ce ați venit cu probleme înaintea Domnului și cei ce ați venit cu cerințe și cauze, așa cum și eu am venit, știu că în mijlocul nostru este unul care poate totul. Sunt nevrednic să mă ridic în numele Lui. Dacă stau în numele Lui, înaintea dumneavoastră stau numai pentru că El este bun. Pentru că El are milă și El se mai îndură de noi și pentru că ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșitul lui. Nu ne lasă și nu ne părăsește. De aceea, aș vrea să ne uităm puțin în cuvântul Domnului și mă rog ca în această seară cuvântul acesta să, să nască în noi credință. Pentru că rugându-ne, să ne rugăm cu efect, iubiții mei, să avem rezultate în urma rugăciunilor noastre, să ne alegem cu succes sau cu răspuns la rugăciune. Ne am oprit gândul la supra acestui text unde cuvântul Domnului vorbește despre doi oameni, două persoane, un bărbat și o femeie care vin la Domnul și cer ceva din mâna lui Dumnezeu, cer vindecare, cer rezolvarea problemelor și amândouă aceste persoane au ceva în comun. Și ceea ce au ele în comun au credința într-un Dumnezeu care poate să vindece, într-un Dumnezeu care poate rezolva problemele. Deși abordarea este diferită, deși felul în care se apropie atât Iair cât și femeia cu scurgere de sânge e puțin diferită, totuși au ceva în comun, au credință. Deși aveau probleme diferite, femeia era, avea ea boala ei, pe când Iair avea o fică bolnavă acasă, deși au probleme diferite, totuși acești doi oameni, aceste două persoane au ceva în comun. Amândouă persoanele, au credință. Și lucrurile care avem nevoie atunci când ne apropiem de Domnul, iubiții mei, când stăm înaintea lui Dumnezeu, când cerem ceva de la Dumnezeu, este că avem nevoie de credință. Ca să ne rugăm cu rezultat, să ne rugăm cu efect, avem nevoie de credință. Și nu doar o credință într-un Dumnezeu care există undeva în univers, nu doar o credință într-un Dumnezeu care este undeva ocupat în spațiu, și o credință într-un Dumnezeu care îi pasă de noi, o credință într-un Dumnezeu care se implică în toate problemele vieții noastre. O credință într-un Dumnezeu care se implică în toate detaliile vieții noastre. O credință într-un Dumnezeu mare care atunci când îl chemăm ne răspunde. Atunci când suntem căzuți ne ridică, atunci când suntem bolnavi ne vindecă. O credință într-un Dumnezeu care nu e doar Dumnezeul mare care a creat lumea aceasta, ci este Tatăl nostru. Avem o relație deosebită cu El. Noi suntem copiii Lui și El este Tatăl nostru. Și credința aceasta, când este pusă în acțiune, credința aceasta schimbă lucrurile. Dumnezeu se implică și schimbă lucrurile. Și de aceea aș vrea să privim în această zi la câteva aspecte ale acestei credințe. Cum obținem această credință, uitându-ne din viața acestor oameni, vom învăța câteva lucruri în această seară. Cum să ne rugăm? La urmă va trebui să ne rugăm să ducem înaintea Domnului cauzele noastre. Și va trebui să le aducem cu credință. Biblia spune în Cartea Evreilor că ca și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că și le se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, că există și nu numai atâta, dar că și răsplătește pe cei ce-L caută. Că Dumnezeu că îl este Cel ce se implică și răspunde la rugăciuni. Dar ca să primim credința aceasta, iubiții mei, trebuie să ne uităm la câteva lucruri care oamenii aceștia le-au făcut de-au dobândit credința aceasta și amândoi au primit răspuns la rugăciune, răspuns la cauza lor. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem câteva lucruri care sunt esențiale pentru credință. În primul rând, pentru ca să avem credința aceasta, ca să ne asculte Dumnezeu când ne rugăm, primul lucru trebuie să, ce trebuie să-L facem e foarte simplu. Trebuie să ne zmerim. Îl știm, dar nu-L facem. Îl știm, dar nu-L facem. Ca Dumnezeu să ne răspundă, iubiții mei, la rugăciune, are Dumnezeu niște cerințe foarte simple și primul din ele este zmerenia. Spune Biblia și dacă vă uitați împreună cu mine în cuvântul Domnului, versetul 22 din textul care l-am citit, Marcu 5, spune Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Air. Cum l-a văzut fruntașul, s-a aruncat la picioarele lui. Vedeți că a venit Iair la Domnul, Iair nu a mers... Deși avea o poziție oarecare, era unul din fruntași, probabil era unul din comitetul sinagogii, probabil era unul din corpul pastoral, era unul din, din a, acei rabini. Și când a venit, a știut care o problemă, omul acesta a mers la Domnul și spune Biblia că s-a aruncat la picioarele Domnului. Nu a mers și s-a pus într-un genunchi și apoi și-a pus și celălalt genunchi jos. Când a mers i-air -a la Domnul, s-a aruncat. Nu s-a pus covorașul jos și apoi să-și pună genunchii. Prearul Domnului Domnul ne-a binecuvântat cu șapte copii. Și ne punem la rugăciune cu ei și câțiva dintre ei sunt mai răvnoși când se pun la rugăciune. Și așa vreo doi dintre ei când îi chemăm să vină la rugăciune, se grăbesc ei din treburile lor și vin mai târziu, dar când vin, vin din viteză așa, și se aruncă din viteză pe genunchi. Așa parcă se prolongează pe genunchi când, când vin și se roagă. Și așa sunt, sunt de ei, Vi se pun din viteză, nu-i contează că-i dor, genunchi. Se pun și se roagă. Dați-mi voi să vă spun ceva. Mi se pare că de multe ori formăm un ritual în rugăciune. Fielul care ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, e o, e o formă de ritual. Uneori ne rugăm cu mâinile pe sus și închidem ochii. Alteori nu ne rugăm cu mâinile pe sus. Alteori începe rugăciunile pompoase, alteori mai puțin pompoase. Dar de cele mai multe ori uităm că atunci când ne adresăm lui Dumnezeu, trebuie să ne adresăm cu smerenie. Omul acesta avea o poziție socială, o poziție religioasă. Și omul acesta care a mers la Domnul, s-a aruncat, spune Biblia, s-a aruncat înaintea Domnului. La picioarele Domnului, s-a aruncat. Așa spune cuvântul Domnului. S-a aruncat la picioarele Domnului. Vedeți, un evreu nu se închină oamenilor. Evreii prin natura lor, prin credința lor, ei nu se, se pleacă înaintea oamenilor. Și ca evreul acesta să se plece înaintea unui rabin, oarecare nu s-ar fi plecat niciodată. Însă când s-a plecat, el a știut că rabinul ăsta nu-i doar un rabin oarecare, ci a știut că e cineva ce spune Biblia că s-a aruncat la picioarele Domnului. Spune în Matei, capitolul 9, versetul 18, că i s-a închinat. A recunoscut că nu-i doar un rabin, un învățător, și el era Dumnezeu, era Fiul lui Dumnezeu. Și a spus, s-a aruncat, s-a închinat, s-a aruncat la picioarele lui. Zmerenie! Zmerenie! De multe ori atitudinea noastră, iubiții mei, venind în casa Domnului, rugându-ne și de multe ori ne rugăm am de zile și Dumnezeu nu ne ascultă, pentru că atitudinea nu e atitudine de zmerenie. Poate fi o formă de atitudine exterioară, dar atitudinea inimii nu e zmerenie. ir a înțeles că pentru a primi această credință, Dumnezeu să-l bage în seamă, s-a smerit. Femeia la rândul ei și a înțeles că trebuie să se smerească. De fapt, femeia era smerită prin însuși boala care o avea. Boala ei n-a fost o boală simplă. Boala ei veche de 12 ani o determina să fie izolată. O femeie care avea scurgere de sânge nu trebuia nimeni să se atingă de ea. Dacă cineva s-ar fi atins de ea, era necurat. Dacă ți-ar fi atins un obiect, obiectul acela trebuia spart. Femeia aceea era atât de înjosită încât nu putea să meargă la templu. Ar fi pângărit templul dacă intra în templu. Femeia își purta o rușine, își purta o sândă, dacă vreți. Era umilită. Și femeia aceea când s-a dus la Domnul Isus, să se întâlnească cu Domnul, să ceară de la Domnul ceva. Spune Biblia că s-a dus să se atingă de haina lui. E foarte interesant, cuvântul Domnului spune că în, în Evanghelia după Luca, că s-a atins de poala hainei Nu s-a atins de mânica Domnului. n am mers la gulerul Domnului. Că de multe ori noi cam așa venim la Domnul. Doamne, știi că pe undeva ai merita să, a, aș merita să mă asculți? Nu mă știi că eu frecventez biserica, eu vin la biserică regulat, eu fac cu tare și cu tare, eu ajut, eu dau, eu mă rog, eu posesc. Nu crezi că mi s-ar merita și mie să-mi faci și mie bine? Femeia aceasta a înțeles că trebuie să se zmerească și când s-a dus la Domnul, spune că s-a atins de pola hainelui. După unii teologi, cuvântul acela este de pola hainei este vorba de acel ciucure care îl purtau evreii la marginea veșmintelor, acel ciucure care a târnat pe la genunchi sau de la genunchi în jos. Și femeia a spus, să mă ating de undeva de unde el nu simte. Și ca să se atingă de ciucure, a trebuit să se aplece jos. Zmerită de boala ei, zmerită și umilită de toți. Când a înțeles că se apropie de Dumnezeu, când a înțeles că va primi binecare și că există soluție, s-a zmerit și s-a aplecat prin mulțime și a făcut loc. Și undeva l-a urmărit pe Domnul și s-a atins dintr-o dată de el. Iubiți frate și surori, atunci când venim la Domnul ca Domnul să ne asculte rugăciunile, ca Domnul să ne vindece, trebuie să existe în inima noastră atitudinea smereniei. Vedeți, un lucru care trece de multe ori neobservat și așa cum trecem noi pe lângă el, așa trece și Dumnezeu pe lângă noi. Biblia ne spune că în, în, în cartea lui Iacov, la capitolul 5, epistola lui Iacov, capitolul 5, Versetul 16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Și spune mai departe, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mărturisiți-vă păcatele, vedeți, mărturisirea și are multe scopuri. Are scopul, în primul să-l demași pe diavolul, să-l faci de rușine. Are, are scopul de a, de a primi eliberare când mărturisești, iertare. Dar mai are un scop mărturisirea care nu-l spunem de cele mai multe ori și acela este zmerenia. Nu-i ușor să te zmerești, să spui cuiva ce ai făcut. Ceva ce n-ai să știe nimeni. Nu-i plăcut să te zmerești. Mărturisirea nu-i bună, dar din păcate principiul acesta pentru unii, nu-i place să treacă pe la mărturisire, pe la zmerenie. Oamenii care nu înțeleg lucrul acesta, nici Dumnezeu nu răspunde. Nu răspunde Dumnezeu. Ne rugăm și venim și facem aici atmosferă. Dar, dragii mei, nu atmosfera e importantă, e importantă prezența lui Dumnezeu și atingerea lui. Și ca Domnul să se atingă, noi trebuie să ne smerim. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu smerenie. Mi-aduc aminte, în urmă, cu, cu câțiva ani eram în România în misiune și. Tu, Domnul a vorbit printr-un vas și a zis, frate, va trebui în timpul că stai aici să mergi. Să vorbești cu cineva. Mi-a zis, mi zis frate, am văzut în vedenie un pom mare, dar n avea roade. n avea roade bune. Avea o coroană mare, frumoasă, frunze multe, dar n avea rod. Deci va trebui să mergi să vorbești cu el, că Domnul îi mai dă o șansă, e bolnav. Deci e pom mare, zice, ăsta e, e slujitor. Deci ai să mergi la el și să-i spui așa, că Domnul îi spune să se mărturisească de tot ce are, că e, e ultima șansă care îi mai dă Domnul. Când am auzit lucrarea, am zis, Doamne, acum știam că e vasul Domnului, dar parcă mi s-a părut așa un pic prea, am zis, sunt destui păstori pe aici, pentru ce să mă chemi, nu știam cine N-au trecut decât doar câteva zile și m-a sunat cineva și mi-a spus, cunoști pe păstorul cu tare? Și am spus, da. A zis, e, e foarte bolnav și vrea să vorbească cu tine. Și n-am vrut să mă duc. A trecut o săptămână și l-am tot amânat, dar se apropia plec timpul plecării să vin acasă și am simțit că până la urmă trebuie să mă duc și cu strângerii de inimă m-am dus și a stat de vorbă cu el și a zis, frate, dacă mai ai chemat, spune de ce mai ai chemat. Și am început să discutăm și în discuția care am avut cu el, i-am spus, uite, motivul pentru care am venit e că domnul m-a trimis să vin. N-aș fi vrut să vin, dar dacă domnul a hotărât să vin, am venit și spune, frate, dacă ai ceva de mărturisit. Și a spus, frate, acum știi tu cum e. Toți greșim în multe feluri, în multe rânduri. Am cinei cine e perfect? așa e frate, că toți greșim. Și a început să spună realizările lui, evangelizările lui, misiunile lui și... În timp ce l ascultam de -o domnului spune, spune ce ți-am spus. Și a zis, frate, hai să spun ceva. Duhul Domnului m-a trimis să spun că trebuie să mărturisești tot, că e ultima șansă care ți-o dă Domnul. Mersese la medici și medicii nu îi găseau boala. Și a spus, e mâna Domnului care apasă asupra ta. Dacă te mărturisești astăzi, Domnul a zis că te vindecă. Când am spus lucrul acesta, l-a cuprins plânsul pe om, a început să plângă în hohote și a început să-și mărturisească viața lui. Ne-am rugat, o rugăciune simplă, și Domnul s-a atins de el și l-a vindecat. Am înțeles atunci cât de important este mărturisirea și cel ce vă vorbește a făcut mărturisire. Eu personal am făcut mărturisire. Pentru că eu consider că un om al lui Dumnezeu trebuie să se verifice din când în când. Trebuie să-și păstreze haina și viața curată. Trebuie să ne păstrăm curăția înaintea lui Dumnezeu în toate privințele. Nu vorbim de păcate mari, dar cele mici strică via în floare. Păcatele cele mici și iată ne venim la rugăciune, la mărturisire și mă întreb oare câți dintre dumneavoastră care ați hotărât să veniți astăzi la ungere și vreți vindecare, ați trecut pe la mărturisire? Sau veți lua mai departe boala cu dumneavoastră acasă, dacă nu vă vindecă Domnul, o luați cu voi mai departe acasă, că -o rezolvă medicamentele. Dumnezeu prin mărturisire ne smerește, iubiții mei. Așa găsește Dumnezeu cu cale și spre binele nostru, că spune la un moment dat David, spre binele meu, mai smerit. Nu-mi place, dar e spre binele meu. E în avantajul meu să mă smeresc. Vedeți, când Dumnezeu a hotărât să-l vindece pe Naaman, sirianul, i-a trimis o fetiță la el în casă și el a venit din depărtare și când a venit, a ajuns la Elisei până la urmă și când Elisei a spus, du-te și te scaldă de șapte ori în Ordan, omul acela mare, Omul acela puternic a trebuit să treacă printr-o lecție a smereniei. A trebuit să se dezbrace în fața slugilor, să-și arate rana lui de pe piele în fața slugilor, a leprei. A trebuit să se coboare în Iordan, locul cel mai jos, din punct de vedere geografic. O apă murdară, tulbure, că erau mult mai curate abana și parpar acasă. A trebuit nici măcar o dată, de două de trei ori, ci de șapte ori să intre în apă. S-a smerit, Însă când a înțeles că trebuie să se zmerească, când a înțeles că trebuie să se umilească, a șaptea oră, spune Biblia, când a ieșit din apă, pielea lui s-a făcut ca unui copilaș. S-a vindecat pentru că Dumnezeul nostru, atunci când ne zmerim, El ne înalță. Atunci când noi ne coborâm, El ne ridică măriță, vie Domnul. În această seară, iubitul meu, frate, estimată soră, dacă ești aici și vrei să vii la vindecare, la rugăciune și simți că ceva te apasă, scoate unul din frați slujitori până începe în rugăciunea. Și rogă-te, te mărturisește, eliberează-te, poate chiar smerește-te. Pentru că primul pas spre credința care dă vindecare este smerenia. Un al doilea pas este stăruința sau insistența rugăciune. Primul pas este smerenia, al doilea este insistența a Ascultați versetul 23. Și i-a făcut următoarea rugăminte, stăruitoare sau insistentă, cu stăruință și a zis, vino, nu sta, vino, vino, pune-ți mâinile peste fetița mea, rogu-te. L-a rugat cu insistență, a, a fost parcă așa cu o insistență a, a, supărătoare, n-a vrut să se lase, s-a dus la picioarele Domnului, i-a prins picioarele Domnului și a spus, vino, te rog, nu te mai du- în altă parte, vino la mine acasă. A fost foarte insistentă insistența și femeia a fost insistentă, și femeia trebuie să reziste la presiunea mulțimii. Oamenii îl îmbulzeau, spune pe Domnul. Și știți ce e interesant din textul acesta? Că Domnul Iisus Hristos spune oamenilor din jur că cineva s-a atins, nu spune expresia, cineva m-a îmbulzit. Că îmbulzit însemnează să te lovești unul de altul, nu? Când mergeam la pâine în România și stăteam la coadă la pâine, sau la lapte, ne îmbulzeam, ne loveam unul pe altul. Aia însemnează îmbulzit. Dar Domnul spune cineva să Atins de mine! Și asta e diferența de a te îmbulzi și a, te, a, a atinge pe Domnul. E o mare diferență. Atingerea e cu scop îmbulzirea toată lumea la grămadă. Femeia aceasta a trebuit să treacă pasul acesta și a insistențe și a trebuit să se a, a, să găsească momentul potrivit când să se atingă de, de poala hainei Domnului Isus. Deci la acela, insistența, insistența în rugăciune, stăruința în rugăciune, Vă aduceți aminte, Biblia vorbește în Evanghelia pe Matei, la capitolul 15, despre femeia cananeancă. Femeia aceea care Domnul l-a început o refuză și o refuză pe un ton destul de aspru și spune, femeie, noi n-am venit să iau pâine de la copii sau arunc la căței. Și femeia aceea spune Biblia că a mers mai departe, a insistat s-a aruncat și ea la picioarele Domnului Isus și a spus, ai milă de fetița mea, ai chinuită rău de un drac. A fost foarte insistent, a insistat mult înaintea Domnului și Domnului îi se face milă de ea și spune la versetul 28, atunci Isus i-a zis, o femeie, mare este credința ta. Și ascultați acolo cum spune mai departe, facă-ți-se cum voiești. Ai vrea să-ți facă Domnul seara asta după cum vrei tu? Dacă să ne facă Domnul după cum vrem noi, noi trebuie să strigăm către El până El ne spune, îți fac cum îmi ceri. Nu știu dacă înțelegeți, iubiți mei, frați și surori, nu știu dacă așa de mult ne arde boala, că dacă mai avem încă medicamente în dulap, dacă mai avem încă soluție la doctor, dacă mai găsim medicină naturistă, dacă mai găsim nu știu ce soluții, apoi nu venim la Domnul dar dacă am găsit ultima soluție pe Domnul, am strigat cu stăruință către El să ne scape. Sunt oameni care cheltuiesc tot și după ce au cheltuit tot merg la Domnul și sunt oameni care sunt înțelepți și de la primul simptom alergă la Domnul. Și oamenii cheltuiesc tot fără să se întâmple nimic și sunt alții care nu cheltuiesc nimic din lucrurile acestea, dar își cheltuiesc sufletul înaintea Domnului, inima înaintea Domnului și o varză înaintea Domnului. Stăruiesc și spun, Doamne, nu mă las de tine până nu mă vindeci. Da, Doamne, nu merit să mă vindeci. Nu sunt vrednic să te îndur de mine. Nu sunt vrednic să mă ierzi, Doamne. Nu sunt vrednic să mă asculți. Dar știu că tu ești bun, Doamne. Mai ai milă de mine. Mai ai milă și de mine. Și la rugăciunea aceasta Dumnezeu răspunde. Când noi insistăm înaintea lui Dumnezeu, când cerem de la Domnul cu insistență, Dumnezeu este cel ce se îndură și răspunde și spune, facă-ți-se după cum voiești. Facă-ți-se după cum voiești. Credința, iubiții mei, însemnează insistență, stăruință. Din nou insistență, din nou stăruință. Credința însemnează să nu te lași de Domnul până Domnul nu-ți rezolvă problema. Să nu mă las de ele. Și atât am să strig în cauza mea, și atât am să plâng, până într-o zi o să mă audă. Poate că nu în seara asta, poate că în seara asta. Dar eu știu că am un Dumnezeu care mi-ascultă rugăciunea. Și am să alerg la El întotdeauna, mai întâi la El am să strig. La El mă duc, că dacă El nu mă ajută, nimeni nu mai mă ajută. Dacă El îmi spune că sunt vindecat, pot să-mi o 100 de doctori că mor. Eu știu că sunt vindecat, că mi-a promis El și cuvântul Lui rămâne în picioare. Dar dacă toți doctorii îmi spune că trăiesc, eu pot să mor pentru că viața nu e în mâna oamenilor, viața e în mâna Lui Dumnezeu și eu trebuie să vin la Domnul cu stăruință să-i spun Doamne ai milă de mine, nu mă lăsa! Probabil că dintre dumneavoastră ați citit cartea aceea care a fost bestseller în urmă cu câțiva ani de zile, Nine minutes in heaven, 90 de minute în rai, în cer. Vorbește despre acel păstor, istoria acelui păstor, care întorcându-se de la o conferință pastorală undeva prin Estul Americii, nu mai țin minte exact de unde, în drum spre casă, a avut un accident cu mașina și un tir a trecut peste el, l-a făcut zop și a murit pe loc, întorcându-se într-o sâmbătă seară de la o convenție, conferință pastorală. E bine, el a scris cartea aceasta, dar a mai scris încă o carte, relatarea oamenilor cu privire la evenimentul acesta și la accident. Și îl puteți găsiți cartea în librărie. A doua carte vorbește despre ce s-a întâmplat. El n-a știut ce s-a întâmplat cu el, doar ce a avut parte de revelațiile cerești. Însă, a doua carte vorbește despre oamenii care au asistat la acel accident. Și acolo vorbește despre unul din păstorii care au predicat la acea conferință și el trebuia să se întoarcă acasă pe același drum, era o zi ploioasă și când au ajuns unde s-a întâmplat accidentul, s-a întâmplat pe un pod foarte îngust. Și pentru că nu era alt drum în zona aceea pe unde să ocolească, s-a făcut o coloană mare de mașini. Era o zi ploioasă, urâtă, ploua așa, cănește și s-a făcut o coloană lungă de mașini. Și omul acesta, păstorul acesta care predica, a zis, ce s-a întâmplat în față? Și oamenii au spus, a fost un accident. Și ceva parcă în inima lui a spus, du-te să vezi. Și a mers acolo când a ajuns acolo, poliția era acolo, aștepta să vină salvarea și era acoperită deja mașina cu a întrebat cine a murit și i-au spus cine a murit. Au fost identificat cadavrul și când a auzit el cine a murit și a adus aminte că a fost unul din păstorii care au asistat la conferința care a ținut-o el. Și în inima lui a avut un imbold, un gând de a venit și a zis, du-te și te roagă pentru el. Și a zis, Doamne, cum să mă duc să mă pentru că e mort. Mai cu seamă că era mai, cu, mai fără experiență în, în, privința aceasta. Era din biserica baptistă. Dar rugăvă a spus, du-te și te pentru el. Și nu a lăsat gândul în pace și a zis polițaielor de acolo, a zis, auziți, îmi dați voie să mă duc să mă rog pentru el. Și știu, să mi-e pentru el, că a murit. Știu că a murit, dar a fost la conferință unde am, am ținut eu weekendul ăsta și aș vrea să mă rog pentru el i-au tras la o parte, au deschis cu greu ușa din spate, în spatele șoferului unde el, mortul era încă în mașină, s-a băgat înăuntru și a început să se roage. Și Domnul i-a spus, roagă să vină duc de viață înapoi în el. Și așa mai timid a început să se roage, Doamne, coboară duc de viață înapoi în el. S-a rugat, s-a rugat și și-a terminat cuvintele, și-a terminat rugăciunea. Să zice, Doamne, uite, m-a rugat și nu s-a întâmplat nimic. Și Duhul Domnului a spus, cânt o cântare. Și o dacă vrei, cânt o cântare. Și o cântat o cântare. Și o terminat cântarea și după ce o termina cântarea, o zis, Doamne, plec. Și o zis, nu, nu, nu. Duhul Domnului mai rogă-te dată Și s-a rugat a doua oară. Și a s-a rugat, Doamne, fă să vină duc de viață în el și iar nu s-a întâmplat nimic. Și -o zis, Doamne, a nu s-a întâmplat nimic. Și zis, Doamne, zis, Doamne zis, mai cânt o cântare. Și am cântat așa a doua oară, o altă cântare. Și -o... când s-a terminat cântarea, tu nu s-a întâmplat nimic. Și -o a vrut să plece și a zis, acum plec și a zis, domnul, nu, 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 mai rog o S-a pus și s-a rugat și oară cu insistență și a zis, Doamne, fă să vină duc de viață înapoi în el. Și s-a rugat, s-a rugat și s-a terminat rugăciunea și a zis, Doamne, ți-am spus că nu se întâmplă nimic, plec. Și a zis, domnul, nu, nu, mai cânt o cântare. Doamne, dar n-am făcut destul și a zis, nu, mai cânt o cântare. Și a început să cânte o cântare, să fredoneze o cântare și în timp ce cânta cântare la cor, s-a mai auzit o voce de suprelată. A început să cânte mortul cu el. Am înviat mortul. După câteva ore de moarte clinică, cum o vezi dumneavoastră, a înviat mortul, a sărit ca arzi în mașină afară și a zis polițailor, o via mortul. mortul, mortul mișcă și a zis, nu se poate, a zis, noi l-am declarat mort. Așteptăm să vină salvarea. Și a zis, merge să vedeți. Și se temeau toți să meargă, nimeni nu avea curajul să meargă. Le era la toți frică. Unul merge tu, unu, merge tu, n-am mers niciunul. La un moment dat, pe măsură ce mortul și revenea, a început să-l apuce durerile și a început să se vaite și când au văzut că se vaită, l-au scos din mașină afară. Și omul acela trăiește și în ziua de astăzi. Pentru că cineva într-o zi a înțeles să se roage, chiar dacă nu făcea sens. Chiar dacă nu, parcă nu mai arăta nicio soluție, nicio rezolvare, a făcut sens că a spus Dumnezeu să se roage. De multe ori noi ne rugăm și Domnul nu ne spune să ne rugăm. Și e rău așa, că nu se întâmplă nimic. Noi ne rugăm din politețe. Ne rugăm pentru că vrem să fim mai cu oamenii. Dar Dumnezeu nu lucrează. Și știți ce e mai rău, iubiții mei? Că de multe ori când Dumnezeu ne spune să ne rugăm, nu ne rugăm. Nu suntem atenți să ascultăm vocea Domnului Sfânt. Oamenii care se smeresc înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care insistă înaintea Domnului până le vorbește Domnul Auzi și ei, ca și Iair, talita cumi. fetiță o scoală, te zic. În seara aceasta, ne vrea să auzi în dreptul tău, te vindec. Am hotărât astăzi să mă ating de tine, să te eliberez. N-ai vrea, eu aș vrea ca astăzi Domnul să se atingă, pentru că Dumnezeu nostru e Dumnezeu în minunilor, măriți să fie numele Domnului. Și un al treilea lucru cu care aș vrea să închei, un al treilea aspect al credinței care ne dă vindecare este că trebuie să ne încredem în cuvântul sau în promisiunile lui Dumnezeu. În ce ne promite Domnul trebuie să ne încredem pe deplin. Spune Biblia că atunci când au venit cei din casa lui Iair și au zis, nu mai supăra pe învățătorul, n-are rost că fetița ta a murit, spune versetul 36, dar Iisus, fără să țină seama, ascultați, fără să țină seama de cuvintele acestea, nu le-a băgat în seama vorbele lor, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, Crede numai, nu te teme, crede numai, crede numai. Preoibiților, credința nu e autosugestie, credința nu e autosugestie. Uneori confundăm credința cu autosugestia și autosugestia e că oamenii cred că, că sunt vindecați așa că au ei nu știu ce păreri de ale lor. Credința se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu, că Domnul spune să nu te temi, să nu te temi, să crezi numai că e cuvântul lui Dumnezeu. A promis Dumnezeu că se întâmplă. Vedeți, credința se bazează nu pe experiențele sau puterile noastre. Credința se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care ai nevoie de credință, trebuie să te legi de cuvântul Domnului. Caută în cuvântul Domnului să vezi felul în care Domnul a lucrat. Cineva l-a întrebat pe Wigglesworth, omul care era însoțit de puterea Domnului și făcea vindecări l-a întrebat toată și a zis, n-ai cum vrea vreun curs despre vindecări, n-ai cum vrea vreun manual despre vindecări. Și a spus, ba da, am unul. Și a zis, nu ni l dai și nou. Și a zis, să aveți și voi. Sunt cele patru evanghelii. Acolo e cursul unde vedeți. Citiți și veți vedea acolo puterea lui Dumnezeu de a face minuni. Și așa se naște credința. Credința vine din cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care citești cuvântul Domnului, îl aplici în viața ta, îl crezi, citește cuvinte să vezi că Dumnezeu este cel ce îți vrea viața. Nu vrea să mori. Pe viața mea mă jur, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului Ezechiel 33 cu 11, Ieremia 29 cu 11, că eu știu gândurile care le-am cu privire la tine, la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire. Dacă murim, este că noi nu suntem atenți la avertizmentele Domnului care le trimite mereu și mereu. Noi nu luăm aminte la vocea Domnului. Preibiți pe frați și surori, dacă ar fi să ne legăm de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce lucrează, știți că spune cuvântul Domnului în Psalmul 107, versetul 20, a trimis cuvântul său și cuvântul acesta i-a tămăduit, i-a vindecat. Pe vremea când locuiam în Phoenix, Odată la o seară de tineret a venit un frate, era de la altă biserică, era bolnav, avea un fel de cancer în sânge de mai mult timp, îi se îngroșa sângele în el și îi trebuia să ia multe pastile. De trei ori pe zi lua cam 12-14 pastile de fiecare dată, multe pastile. Ajunsese așa de bolnav inima îi se mărise din cauza volumului de sânge și a, densității sângelui. Și omul acesta îl cheamă Simi, trăiește și astăzi, la Biserica Elim, din Arizona. Creștea inima, nu putea să meargă, dacă mergea 20 de pași, trebuia să se oprească, era obosit. Nu se putea juca cu copilul lui. Și doctorii mai dăduseră câteva luni de viață, i-a spus... Cu tine ce se va întâmpla, inima o să spuște, că nu o să-ți mai cedeze, o să crape inima în tine. Și a auzit de la cumnatul lui că Dumnezeu este cel ce vindecă. Și a venit într-o marți seara, la o, la o seară de tineret, și eram o mână de tineri. Și am știut că vine. Ne-a spus cumnatul lui că o să vină. Și ne-am rugat pentru el. Și ne-am rugat cu insistență și ne-am rugat cu insistență. Și acel om a fost cercetat de Dumnezeu. Domnul a hotărât el atunci să se pocăiască. Era el creștin, dar așa mai cu, cu slăbiciuni. S-a să se pochească și a luat o hotărâre în inima lui care nu ne-a spus-o niciunea dintre noi. A mers acasă, n-a spus nici soției lui nimic. Însă în timpul rugăciunii a primit așa o confirmare, conform cuvântului din acest psalm, psalmul 107, versetul 20, a trimis cuvântul său și cuvântul acesta i-a tămăduit și omul acesta a zis, Doamne, eu oricum mai am câteva luni de viață. Am încercat oricum ce au zis doctorii și nu mai pot face nimic. Dar zice, am să încerc cuvântul tău. N-a spus nimănui nimic și a spus, intru un trei zile de post, postul este era. Omul să nu avea voie să postească. Și a zis, intru în trei zile de post și, Doamne, de trei ori pe zi eu iau medicamente, de trei ori pe zi, câte pastile iau de fiecare dată, atâtea capitole din Biblie citesc. Atâtea pastile iau din Biblie de fiecare dată. Că mor cu o lună sau două mai repede, tot mor. Dacă a fi să mor. Dar eu vreau să văd cuvântul tău. Și n-a spus nimic. A trecut o zi, n-a luat pastilele deloc, se aștepta să se simtă rău. Seara să se simtă mai bine. A doua zi a continuat cu rugăciune și cu post și citirea cuvântului Domnului. De fiecare dată, câte pastile, atâtea, atâtea capitole din Biblie. Seara, a doua zi, seara, soția lui a văzut că pastilele sunt pe noptieră. Și a zis, simi, ai nebuni. tu de ce nu la pastilele? Și a spus, de azi înainte eu nu mai pastile. Păi cum nu ai pastile? Tu ai să mori. Zice, oricum mor. După doctori, oricum mor. Dacă Biblia e adevărat, trebuie să, să văd. Și a spus ceva și a plâns de vas la, el și a spus, tu simi, tu știi că au zis doctorul, dacă trei zile nu iei pastile, mori. Tu vei mâine să mori și a zis, nu te necăji că n-am să mor. Continui și mâine. Și a continuat așa trei zile și a trei zile s-a simțit mai bine. Și a continuat tot așa și după câteva săptămâni s-a întrămat. Nu mai luase pastilele și a început să, să se întrame, să se simtă mai bine. A început să, să se miște, să alerge după câteva luni de zile. Și tot la câteva luni mergea la, 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 la doctor, doctorița, o doctoriță evreică. Îl consulta mereu și a mers la, la, la consult de data aceasta, dar cu el avea Biblia sub braț și pe, de celălalt, celălalt braț avea punga cu pastile. Și l a pus pe masă la doctoriță. Și a spus, cum e simi, cum merge tratamentul? Și a zis, foarte bine merge. Dar ce, n-ai luat pastile? Zice, nu, am luat altele pastile, am găsit altele. Zice, ce ai găsit? L-am găsit pe Iisus. Am găsit cuvântul și a spus, și doctorița a spus, ești bun. Cum se poate întâmpla așa ceva? Nu se poate, nu există! Și a spus, ba da, există, Dumnezeu mi există. Și a zis, facem analizele. I-au refăcut toate analizele și toate analizele i-au arătat că e bolnav pe moarte. Și ăsta se mișca, nu avea nimic. Sunt mai bine de șapte ani de când e vindecat, dar când merge la analize, toate analizele îi arată rău. Tot pe moarte îl arată. Și doctorii au spus să fac o comisie medicală, pentru că e un caz unicat în medicină. Nu există cineva să trăiască fără medicamentele acelea în situația care e el și să alerge să bea coc, nici nu putea bea sărmanul coc, să alerge să mănânce ce vrea, mănâncă gras, mănâncă de porc, n-are probleme, dar de fiecare dată nu uită dimineața 12 capitole, la mea 12 capitole, seara 12 capitole și ăsta trăiește prin credința Cuvântului Dumnezeu. Interesați-vă de el la Phoenix și auziți de el. L-am întâlnit în urmă câteva luni și a zis, Simi, cum ești? Bă zice, analizele tot așa arată, de eu tare bine mă simt. Și așa asta mă, ce mă interesează ce zic doctorii. Deci știi ce frumos e de fiecare dată? Că nu mă lasă să scap de pastile, că și trebuie să le iau pentru insurance. Eu mă duc și le dau pastilele și le spun acum, ascultați și mie pastilele mele. Și nu ce face doctorii, comisia de doctori, stă și mă ascultă cum le citesc cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au înțeles că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Am cântat e putere numele lui Iisus, iubiții mei, oare credem? Crezi că ai putere în numele Lui Iisus? Crezi că ai putere în autoritatea cuvântului Lui? Dacă crezi în această zi, să se facă după credința ta. Să se atingă Domnul și de tine. Să zicem, Doamne, rostește și dreptul meu. Cum ai spus femeia acestea? Facă-mi se după cum doresc. Crede. Crede în puterea Lui Dumnezeu. Crede în cuvântul Lui Dumnezeu. Femeia aceasta a crezut. A crezut, pentru că Biblia spune credința este o încredere neclintită în lucrurile nedășduite. O puternică credințare. Despre lucrurile care nu se văd. Crede. Crede. Nu te bizui pe puterea ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Crede. Îmi place așa de mult de Domnul Isus. Că Domnul e așa de bun cu noi. Uneori parcă amână. Dar uneori Domnul așa de repede intervine. Parcă mai repede decât ne așteptăm. Așa de frumos e Domnul. Așa de frumos e să lucreze Domnul. Când ne smerim, când știm să căutăm în fața Lui. Când intrăm în ascultare și ne bizuim pe Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce lucrează. Am citit undeva despre Hudson Taylor, acel misionar care a, a misionat China. Se spune despre el că într-o zi mergea cu vaporul și a trecut pe lângă insulele Malezia și Sumatra și la un moment dat în acea zonă cu multe insule mai mici, n-au avut vânt în pânzele corabiei. Și capitanul a trebuit să lase pânzele jos și să lase vaporașul acela purtat de valuri. Și-a observat că, de fapt, vaporul dus de valuri se îndrepta spre o insulă unde erau canibali. Dându-se seama de pericol, capitanul a mers la camera lui Hudson Taylor și a bătut la ușă și a spus, Domnule Taylor, avem o problemă. Și a zis, ce problemă? Nu mai avem vânt. Și uite, dacă nu vine vântul, o să ne îndreptăm spre insula aceasta unde sunt canibali. Și mulți au murit acolo. Și Taylor i-a spus, ce vrei să fac? Și a spus rogă te să vină vânt. Și el s-a gândit puțin și a zis, bine mă rog, dar tu du-te și ridică pânzele sus. Capitanul s-a și a spus, glumești, cum să ridic pânzele dacă nu-i vânt? Toți marinarii o să râdă de mine. Cine mai face așa? Păi noi ghidăm pânzele după cum bate vântul, cum să le ridic fără vânt? Și a spus, dacă tu nu ridici pânzele, nici eu nu mă pot ruga. Du-te, ridică pânzele. Și a mers și a ridicat pânzele și după 45 de minute a venit înapoi la ușă și a bătut la ușă din nou și a zis, domnule Taylor, și a zis, ce acum? Și a spus, nu mai trebuie să te rogi că a venit vântul. A venit vântul. Când ne punem încrederea în Domnul, vine și vântul Duhului Sfânt și suflă El peste noi. Frați și surori, aș vrea să închei mesajul în această zi cu o provocare la smerenie, cu o provocare, o provocare în a căuta fața Domnului, o provocare în a ne bizui pe Domnul. O provocare în a căuta mai mult pe El, o provocare în a insista înaintea Domnului în seara aceasta. Timpul este scurs, dar dacă vrei ca în seara aceasta Domnul să se atingă de tine, dacă vrei ca în seara aceasta Domnul să-ți facă bine, să ne facă bine, haideți să căutăm fața Domnului. Vă provoc, frați și surori, să căutăm fața Domnului într-o rugăciune. Înainte să intrăm în rugăciunea aceasta, aș vrea fiecare din noi să intrăm înaintea Domnului într-o rugăciune de mărturisire. Fiecare în dreptul nostru, eu în dreptul meu, dumneata în dreptul dumitale, oricine ești, vino într-o rugăciune de mărturisire și haideți fiecare să ne mărturisim înaintea Domnului. Doamne, ai milă de mine, iartă -mi păcatele, iartă scăzămintele, iartă greșirile, doamne, iartă abaterile, spală-mă în sângele tău, eliberează-mă tu, doamne, nu-mi ține înseamnă păcatele. Haideți să venim într-o rugăciune în care intrăm înaintea Domnului în mod serios și conștient și sincer cerând Domnul să se atingă de noi, de problemele noastre. Spui, Doamne, numai tu cunoști boala mea, tu cunoști suferința mea, Doamne, de multă vreme și aștept în durerea ta. Haideți să venim înaintea Domnului cu credință, rugându-l pe Domnul să se atingă de cauzele noastre, să insistăm înaintea Domnului, să ne legăm, să zicem, Doamne, dă un cuvânt pentru mine. Un cuvânt că dacă te legi de cuvântul Domnului, ai viață. Ne-a vizitat săptămâna trecută un tânăr din România, din Biserica Elim, din Timișoara, Cristi Bogeanu. Acest tânăr are o mărturie extraordinară. Omul acesta s-a pocăit când a fost bolnav de cancer în metastază. Doctorii de la Timișoara nu i-au mai dat șanse, i-au spus maxim, maxim două, trei luni de zile o tumoare i-a crescut <coughs> în trei zile i-a crescut de opt ori i s-a mărit tumoarea omul acesta e o minune a lui Dumnezeu a fost în China la tratament la cea mai sofisticată clinică de cancer din lume a plătit 80.000 de dolari ca să fie vindecat și după ce a plătit 80.000 de dolari după trei ture de, de, de chimoterapie din șase, la a treia când i-au făcut analiza, a fost vindecat complet. Și omul acela mergea cu Biblia în mână, după ce s-a pocăit, mergea cu Biblia în mână din salon în salon și le spunea oamenilor de Isus. S-a pocăit și a început să vorbească oamenilor de Isus și după ce s-a terminat cele trei ședințe de chimoterapie, doctorii i au spus, pentru că tu ai avut o putere de autosugestie mare în tine, totdeauna ești pozitiv, totdeauna ești cu cartea ta te sub te-ai vindecat. Și le-a spus, nu eu m-am vindecat, Dumnezeu m-a vindecat. Dumnezeu m-a vindecat și le-a spus tuturora. Și au venit televiziunea și a făcut un interviu. Se dădeau pe, pe canalul de televiziune local acolo cum, cum ei au vindecat un caz de cancer. Înainte cu două zile de a veni acasă, după ce am mai făcut încă trei ture de chimoterapie preventivă, înainte cu două zile de a veni acasă, Duhul Domnul i-a înștiințat printr-un vas de lucru în Timișoara prin soției lui a spus, spune-i soțului tău că înainte să vină acasă o să mai trec printr-un cuptor și apoi o să-l duc acasă. Și cu două zile înainte de a pleca, a spus, hai să-ți mai facem o dată analizele. Să fim siguri că ești sănătos. Și au venit analizele în ziua plecării. Avea valiza făcută, gata de plecare. Și în ziua plecării au venit analizele. Și doctorița i-a spus, ne pare rău să spunem că de fapt cancerul tău s-a reîntors din nou. Du-te acasă, mai strângi 80.000 de dolari. Și apoi vin înapoi să mai facem încă un tratament. Și Cristi a spus, eu la voi la tratament nu mai vin niciodată. Asta s-a întâmplat ca să nu vă lăudați voi că voi ați vindecat cancerul. Dumnezeu meu mi-a promis când am plecat din România că mă va vindeca. L-a dus acolo ca să vorbească unui om despre Dumnezeu și să ajungă în biserica subterană din China. Poate că va ajunge și la dumneavoastră la Chicago, nu știu. De un om care a avut experiența aceasta și când a mers acasă, spune că când am ajuns acasă în ziua următoare, știu că e cer de rugăciune, m-am dus la rugăciune și așteptam un cuvânt de la Domnul. Toți prorocii știau că sunt vindecat, nu știa nimeni că nu sunt vindecat. Și la cercul de rugăciune, o soră, un vas al Domnului s-a ridicat și a spus, în dreptul tău am văzut o tumoare, dar am văzut două mâini albe care au întins mâna. Au pus acea, acea tumoare în palme să nu se extindă și de azi înainte te vei vindeca prin credință. A venit cu o pungă de medicamente din China și a zis soției lui de azi înainte, eu nu mai am niciun medicament. Dacă Dumnezeu mi-a promis că mă vindecă, eu cred în Dumnezeu care mi-a promis că mă vindecă. Și sunt ani de atunci, sunt mai bine de patru ani de zile de când este vindecat și mărturisește despre minunile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care vindecă. Nu uitați, trebuie să ne zmerim, trebuie să insistăm și trebuie să ne bizuim pe Domnul haideți să ne în picioare și haideți să facem rugăciunea aceasta înaintea Domnului. Iar apoi frații vor conduce slujba mai departe, așa cum Duhul Domnului călăuzesc. Doamne Dumnezeu!